Sidă ca titular pentru Dinamo în acest sezon și la primul meci oficial disputat după 17 aprilie anul acesta, când a jucat într-o partidă din prima ligă spaniolă, Hercules Alicante, fosta sa echipă, o întâlnea pe Levante. A început așadar această întâlnire, o întâlnire în urma căreia, cum spuneam, Dinamo poate trece din nou pe primul loc. O deviere a lui Fatai strece de Stătilă destul de ușor, îi trimite lui Diabate. Diabate, centrarea acestuia spre colțul lung, lung, ezită și Junior Moraes reușește să devieze în ultimul moment din fața lui Marius Niculae, care aștepta la colțul lung. Este și un grup important de suporteri dinamoviști, aproximativ 300, care un grup care a venit de la București pentru a-și susține favoriții. Ciutul lui Giacarii Giaconem, blocajul lui Băjenaru, minge care sare totuși la Cristi Pulhac. Pulhac, o centrare a lui Pulhac, ciutul lui Rus, nu lovește însă prea bine mingea. Mai degrabă a ratat execuția Rus, acum Fatai, dar Pulhac este surprins și el de execuția atacantului Astrei. Revedem faza petrecută la poarta Astrei cu ezitarea lui Silviu Lung. Fatai din nou prea lent. Rus încearcă o diagonală pentru Marius Niculae. Stopul vine perfect din partea lui Niculae. Este totuși singur în fața apărării Astrei. Niculae, o serie de fente. Niculae își pune mingea pe șur. Niculae scoate Silviu Lung. Cât de frumos a descurcat Marius Niculae aici. S-a jucat pur și simplu cu fundașii centrale ai Astrei, Goian și Găman, care au ezitat să-l atace. Ajungă la această pasă trimisă de Grigore. Revedem cea mai mare ocazie, dacă îi putem spune așa. Prima fentă a lui Niculae, a doua fentă. Și șutul destul de bine plasat, scos cu greu de Silviu Lung. A arătat clasă aici Marius Niculae. Mi-a plăcut că a încercat să finalizeze de pe călcâi pe adversarul său. Decizie corectă luată de Hațegan. Fatai, o preluare pe cap, îi pasează lui Băjenaru. Pasă din prima lui Băjenaru. Fatai intră în posesia mingii. Fatai, Bălgrădean este atent. Găman sare primul și câștigă acest duel, dar greșește Mihalache. Cătălin Munteanu, centrarea lui Cătălin Munteanu respinsă de Goian. Cone, șutul lui Cone. Cred că Dănciulescu se afla în offside pentru că nu a intervenit la acest șut al lui Giacarii Giacone. Altfel, probabil ar fi avut timp Dănciulescu să se arunce spre acea minge. Da, era în offside Dănciulescu, a simțit foarte bine, de aceea iată mingea care trece destul de aproape de el. Frângere care a dus la demisia lui Marius Ciumudică și a așezat mingea Mihalache, posesorul unui șut foarte bun. El sau Junior Moraes și Mihalache, un șut al lui Mihalache pe mijlocul porții. Deloc rea această execuție, dar, cum spuneam, distanța a fost totuși destul de mare pentru a-i pune probleme lui Bălgrădean. Dar ca potență, șutul a fost excelent, iată, revedem. Iar apoi Tigoianu a degajat cât mai departe, Lukin, Cătălin Munteanu pentru Rus, foarte frumoasă această pasă, centrarea lui Rus, Niculae scoate lung, incredibil! Ocazie uriașă pentru Dinamo de a deschide scorul. Greu de depășit. Iată ratarea de mai devreme cu centrarea lui Rus și, într-adevăr, cu talpa a ajuns Marius Niculae la această minge. Ar fi trebuit să aibă noroc pentru a marca, pentru că nu a putut controla foarte bine mingea. Dar noroc, dar mingea nu trece de Goian. Vine și Lukin, Pulhac este în partea stângă, liber. Pasă acum bună pentru Lukin, centrarea lui Lukin. Minge ținută în teren și posibilitate pentru Astra de a ieși pe o acțiune periculoasă, dar sunt doar 3 jucători ai Astrei împotriva 6 dinamoviști. Ce poate să facă aici Stratilă? Vedem dacă va obține ceva. Nu obține nimic pentru că nu există o unitate de idei în tabăra Astrei.
Bine că nu s-a accidentat Luchin la această fază, că este mult mai greu, iar gândit după o perioadă atât de lungă de absență, este și normal să faci mai multe greșeli decât lucruri bune. Pasa lui Takayuki spre Fatai, Grigore are aici prin planul, o posedare frumoasă prin alunecarea lui Dragoș Grigore, se complică Dănciulescu, îl trage pe Takayuki și se dă lovitură liberă, nu se mai execută însă, pentru că Ovidiu Hațegan pune punct acestei prime reprize, un 0-0 cu puține ocazii în meciul Astra-Dinamo. Să vedem dacă după pauză vom vedea mai mult fotbal din partea celor două echipe. Grigore, Moții, Diabate, la mijloc Rus, Giacarii Giacone, Cătălin Munteanu și Cristi Pulhac, în atac Dănciulescu și Marius Niculae. Un rezultat care pare să-i convină Astrei, echipă care s-a temut parcă în prima repriză să atace mai mult sau poate până la urmă nu are mijloacele necesare pentru a face acest lucru. Pasa lui Cătălin Munteanu ajunge la Rus, încearcă să treacă de Morai și Rus în careu, Rus, bară! Minge care lovește transversala, Cristi Pulha, concentrare respinsă de Morai și Cătălin Munteanu, anticipat de Tigoianu, Luchin venind și el în sprijinul atacului, Rus concentrare, mingea care lovește, poate, în mână pe Junior Morai și dasească terenul de joc. Revedem faza de mai devreme cu trecerea spectaculoasă a lui Rus, un șut în forță la care nu se aștepta Silviu Lung, dar din transversală mingea a ricoșat tocmai în partea opusă, a treia situație de a înscrie din încurcătură. Dinamo calificată așadar în semifinalele Cupei României și pe primul loc în Liga 1, Bergamir traversează o perioadă fast aici. Laurențiu Rus nu este, se dă fault în atac pentru că Morai și-a reușit să intervină foarte bine și să obțină prin planul la faza de mai devreme. L-a certat Marius Niculae pe Laurențiu Rus, acesta însă nu l-a văzut, a așteptat liber Marius Niculae, i-a dat la temelie, cum spun jucătorii. Timp ce ploieștenii vor juca pe teren propriu cu CFR Cluj, alt meci interesant, echipă pe care au eliminat-o din Cupa României. Vine Cătălin Munteanu aici, respinge Găman. Ologu greșește, Ologu recuperează Rus, Dănciulescu, Cătălin Munteanu are mingea pe stângul șutului, Cătălin Munteanu cu efect pe lângă poartă. Frumoasă execuția lui Munteanu. Era puțin ieșit, am impresia, din cadrul porții, de aceea șutul s-a dus pe lângă. Revedem această fază, a curs bine mingea. Șut într-adevăr bun, expediat de Cătălin Munteanu. Moții respinge Dragoș respinge Ovidiu Mihalache. Cum Cone pune mingea jos, Luchin încearcă Țigănașul un pressing Rus. Destul de sigur pe ei dinamoviști în momentul în care se află în posesia mingii. Respinge Găman, Dănciulescu, șutul lui Dănciulescu deviat, se pare, va fi lovitură de colț pentru Dinamo, care are tendința să forțeze. Iată și gestul făcut de Dănciulescu, care își cheamă coechipierii în careu la această fază. Simte Dănciulescu că este loc de o victorie aici la Ploiești, în fața unei echipe Astrei foarte timidă. O lovitură de colț executată spre bara a doua, de această dată Lung reușește să devieze mingea în afara terenului. Tot Cătălin Munteanu se duce pentru a executa cornerul. Centrarea lui Munteanu, o deviere, Niculae este acolo. Balon care sare la Moții, încearcă să protejeze, șut al lui Dragoș Grigore. Din nou însă ratează ținta.
Ar trebui puțină șansă Dinamo Bistrilor să câștige în această seară împotriva Astrei. Îl evită pe Băjenaru, o pasă excelentă a lui Cătălin Munteanu, care ajunge la Rus din nou, de 1-1 cu Junior Moraes, trece Laurențiu Rus, Rus în poziție de centrare, Rus în fața porții! Dănciulescu nu reușește să reia cu călcâiul. Iată, noi vedem acțiunea de mai devreme. Va ieși Ionel Dânculae încercând să prelungească până la Rus, din nou o ezitare a lui Junior Moraes, care însă nu profită Dinamo Viștii, se joacă puțin la întâmplare. Niculae, bună această fază, Liviu Ganea pe lângă poartă. Cât de bine a lăsat mingea să treacă Liviu Ganea. Nemulțumit lung pe apărătorii din fața sa. Însă din nou Marius Niculae a fost cel care a stat la originea acestei faze. Iată cât de bine s-a descurcat Liviu Ganea. Lovește mingea ușor din lateral, a lăsat mingea să treacă și a ajuns-o destul de greu. Nu a putut să controleze foarte bine șutul. Acest lucru s-au deschis puțin cele două echipe, 1-2 între Liviu Ganea și Cătălin Munteanu. Ganea reușește să-i trimită lui Rus, centrarea lui Rus pentru Liviu Ganea. Liviu Ganea în careu, Liviu Ganea și minge care părăsește suprafața de joc. A avut o secundă, o fracțiune de secundă de ezitare Liviu Ganea. Foarte periculos de când a intrat pe teren. Iată, aici a vrut să centreze, s-a răzgândit, a vrut să-și mai... Aruncă de la margine Ziedi Abate. Centrarea lui Niculae Ganea, preia de lângă Goiană, îi așează mingea lui Cătălin Munteanu, pasa lui Munteanu spre Rus, poziție de offside a lui Laurențiu Rus. Oricum, nu fusese foarte exactă pasa lui Munteanu. Mai degrabă nu este offside la această fază, fața CFR-ului, echipa cu care se află la egalitate în acest moment, dar să-l urmărim pe Liviu Ganea. Ganea până la Marius Niculae, Niculae pentru Liviu Ganea, centrarea lui Liviu Ganea, respinsă de Moraes, voleul lui Niculae și va fi corner pentru Dinamo, mai proaspătă parcă din punct de vedere fizic. Dinamo termină această partidă în atac. Se vor arăta și minutele de prelungire de la margine. Centrarea lui Cătălin Munteanu, încearcă Liviu Ganea să trimită mai departe. 3 minute de prelungire arătate de Ovidiu Hațegan. Bogdan Rusu, Băjenaru faultat, Băjenaru revine, Ovidiu Hațegan și Moți s-a accidentat după un duel cu Bogdan Rusu. Probleme medicale pentru Cosmin Moți. Iată aici faultul lui Ziedi Abate. Oh, ce lovitură a lui Bogdan Rusu asupra a lui Ologu, îmi cer scuze. A lui Olog, lovitură liberă. Poate ultimul atac al lui Dinamo în această partidă. Bălgrădean. O degajare spre Marius Niculae, respinge Goian, poziție regulamentară la Liviu Ganea. Liviu Ganea iese Silviu Lung și prinde. Degajează portarul Astrei, vor fi probabil 30 de secunde peste cele 3 minute din cauza accidentării lui Moți de mai devreme. Cătălin Munteanu până la Rus, își pune mingea pentru diagonală Rus, dar Marius Niculae nu reușește să ajungă și se termină aici Astra Dinamo 0-0. Astra câștigă un punct, după părerea mea, în această partidă în care nu a contat în atac. Un 0-0. Fără prea multe situații, după o partidă pe care...